Suntem tot mai comozi, iar dezvoltatorii imobiliari au speculat acest lucru tot mai mult în ultimii ani. Așa se face că numărul ansamblurilor rezidențiale, care s-au transformat în adevărate mini-orașe, aproape că s-a dublat în ultimii 5 ani. În jurul locuințelor s-au creat grădinițe, magazine, săli de fitness, restaurante și alte facilități care să le creeze proprietarilor confortul necesar. Prețul pentru un apartament într-un astfel de ansamblu rezidențial pornește de la 80.000 de euro. Domnul Sebastian a intrat recent în rândul proprietarilor unui apartament dintr-un ansamblu rezidențial din nordul orașului, în jurul căruia s-a ridicat un adevărat mini-oraș. Dintotdeauna mi-am dorit zona aceasta de nord și un ansamblu rezidențial. Practic sunt la a patra mutare, vin chiar din centru, dar inițial a fost un bloc din 1936. Ulterior m-am mutat tot în centru la un bloc din 86, construit foarte rezistent pentru a rezista la orice cutremur, și gândul mi-a rămas întotdeauna la zona de nord, mai ales în ultimii 5-6 ani. Așa că a analizat oferta de pe piață și a ales. Programul fiind încărcat la serviciu, am ales soluția aceasta, încât și e și un mijloc de destindere, găsesc foarte aproape, chiar la parterul blocului, supermarketuri, spălătorie, tot felul de magazine electrocasnice, piscină, dispensare, policlinici, și zona verde m-a atras la Bucureștiului, parcurile, lacul Herăstrău, Salba de Lacuri. O analiză recentă arată că în ultimii 5 ani numărul ansamblurilor rezidențiale cu astfel de facilități a crescut cu 40%. Sunt orientați către construirea de locuințe care să ofere și facilități locatarilor. Facilități precum grădinițe, piscine, spa, saloane de înfrumusețare, astfel încât locatarul să aibă totul la îndemână, doar să coboare din bloc sau, și mai bine, în apropierea casei în care locuiește. Locuințele care au astfel de facilități sunt mai scumpe cu 20% față de alte ansambluri rezidențiale. Clienții au început să fie din ce în ce mai pretențioși la tot ceea ce găsesc în zonele în care își vor achiziționa o locuință, și automat optează pentru variantele de complex în care găsesc facilități foarte multe. Plecăm de la un apartament de două camere cu un preț minim de 103.000 de euro, complet finisat, cu finisaje premium și suprafețe peste medie. Adică avem undeva la 91 de metri construiți. Mini-orașe se dezvoltă și în jurul ansamblurilor rezidențiale create în sudul capitalei, acolo unde prețurile sunt mult mai accesibile. Vorbim de garsoniere care încep de la 23.000 de euro, în ansambluri care și acestea dezvoltă diverse facilități pentru a atrage potențialii clienți. Dacă vorbim de zona de nord a Bucureștiului, aici vorbim și de case, ansambluri de case. 60% dintre ansamblurile rezidențiale cu toate facilitățile incluse sunt formate din case. Prețurile încep de la 75.000 de euro și ajung până la 180.000 de euro. Acolo locuiesc, în principal, familii tinere cu copii. O locuință într-un ansamblu rezidențial din afara orașului, care dispune de facilități, este cu 30-40% mai ieftină decât o locuință similară din oraș. De exemplu, în zone centrale precum Unirii sau Tineretului, un apartament cu două camere și cu toate facilitățile incluse are prețuri începând de la 80.000 de euro. Pentru aceeași sumă, la marginea orașului primiți o casă cu suficient teren ca să aveți și grădină sau terasă.